După cea mai călduroasă zi de 11 decembrie din ultimii 60 de ani, vremea se răcește brusc. De la 20 de grade, cât am avut în weekend, temperaturile scad atât de mult încât vom avea parte și de ger. Colega mea, Larisa Rațiu, este chiar acum la Administrația Națională de Meteorologie și ni se alătură cu mai multe detalii. Bună dimineața, Larisa, te ascultăm! Bună dimineața, Simona! Bun găsit tuturor! Așa este, Simona, weekendul acesta am avut parte de un aer tropical care ne-a adus temperaturi de 20 de grade Celsius, chiar 22 în Oltenița. Însă, de noaptea trecută, vremea a început să se răcească, iar astăzi se va resimți în toată țara. Însă, mai multe informații o să primim chiar acum de la meteorologul de serviciu, Iulia Bărbulescu. Bună dimineața! Vă mulțumim pentru prezență! În primul rând, o să vă rog să ne spuneți cât de frig va fi astăzi și unde anume va ninge. Bun găsit! Da, vorbim despre o răcire a vremii pe parcursul acestei zile. Într-adevăr, ieri temperaturile au urcat chiar ușor peste 20 de grade în extremitatea de sud a României. În București s-au înregistrat în jur de 16-17 grade, valori cu mult peste mediile climatologice. Astăzi vremea se răcește. Pentru București sunt anunțate în jur de 7-8 grade. Vor mai fi precipitații mai cu seamă în vestul, centru, nordul României, iar spre seară și în zonele sudice, sudestice. În cursul acestei zile vor fi precipitații mixte, ploi, lapoviță și ninsori. În regiunile de munte vor predomina ninsorile, mai ales la altitudini, în zonele sudice și sudestice. La început ploi, apoi lapoviță și ninsori și vă spuneam că în general în partea de sud a României astfel de fenomene își vor face simțită prezența în a doua parte a acestei zile. Ca maxime vorbim în continuare despre temperaturi peste cele normale pentru această perioadă și la nivelul acestei zile, în ciuda faptului că vremea se răcește și temperaturile scad cu mult față de ieri. Să înțelegem că vom avea parte de ninsori de sărbători anul acesta? În ceea ce privește prognoza pe termen mai lung, gradul de realizare sigur scade, dar vorbim despre o tendință a valorilor de temperatură și a regimului pluviometric. Conform estimărilor din acest moment, vom vorbi despre temperaturi ceva mai ridicate față de cele normale pentru acea perioadă în regiunile de munte și în rest apropiate de cele specifice perioadei. Iar în ceea ce privește regimul pluviometric, precipitațiile ar putea să fie excedentar, să se înregistreze cantități mai mari de apă în multe zone din țară. Din informațiile pe care le aveți până la sfârșitul anului, vom mai avea parte de încă un aer tropical care ar putea să ne aducă temperaturi și de 20 de grade Celsius? Deocamdată vorbim despre o răcire a vremii pentru următoarele două zile. Vă spuneam că astăzi în București în jur de 7-8 grade, urmând ca de joi încolo temperaturile să înceapă din nou să crească și să avem spre sfârșitul acestei săptămâni din nou parte de valori termice cu mult peste cele normale pentru această perioadă. Vă mulțumim tare mult pentru aceste informații, așadar această săptămână se anunță a fi una destul de rece, specific anotimpului în care ne aflăm. Deocamdată acestea au fost informații. De aici, Simona, ne întoarcem la tine. Studenția este cea mai frumoasă perioadă a vieții, dar și destul de grea, ar spune unii. Mai ales că traiul în orașele mari nu este deloc ușor. Chiar dacă părinții trimit pachete de mâncare și bani de buzunar, nu întotdeauna sunt de ajuns. Astfel, studenții care stau la cămine au devenit inventivi și găsesc soluții inedite pentru a se întreține. Ce ar trebui să luăm? Luăm pâine în primul rând. Așa. Altceva? Roșii. Salam. Amalia și Alexandra sunt studente la Academia de Studii Economice din București. Stau împreună la cămin și își împart cheltuielile. De obicei mâncăm împreună dimineața, seara, miaza, nu prea ne se intersectează programul, dar ne hotărâm, nu știu, cu o zi înainte și mergem la cumpărături. Încercăm să fie un buget ok pentru amândouă. Studenția este frumoasă, spun ele, dacă știi cum să-ți drămuiești economiile. Soluția ideală pentru un buzunar sănătos este de fiecare dată cantina, atunci când vine vorba despre mâncare. Da. Încercăm să mâncăm cât de des posibil, pentru că totuși e mâncarea proaspătă acolo, e chiar e ok. Iar pentru a economisi și mai mult, pachetul de la părinți este sfânt pentru cele două studente, mai ales că își vizitează familia la fiecare final de săptămână. Da, cel puțin 2-3 zile cumva le acopăr, știi, cu pachetul pe care l-am de acasă. Este și cazul lui Cătălin, care și-a organizat o adevărată cămară de bunătăți de la părinți pe pervazul din camera sa. Ce avem aici? Păi aici e mâncarea tradițională a studentului Zahusca, pe care am primit-o de la mama de acasă.
Și le depozitezi aici pentru că e mai... Le depozitez aici fiindcă nici nu mi-am mai încăput în frigider și plus că acum fiind și iarnă țin chiar foarte bine. Cătălin a venit din Constanța la București să studieze marketingul la Academia de Studii Economice, iar viața la cămin a început să îi surâdă chiar dacă la început era sceptic. Fiind și primul an a fost puțin mai greu acum la început, dar încep ușor ușor să mă obișnuiesc și cu viața de cămin și cu alt oraș și încerc să-mi caut și de muncă. Uh-huh. Să fie mai ok. Una dintre problemele vieții de student este lipsa banilor, dar există anumite soluții care sar în ajutorul tinerilor care vor să dobândească studii superioare. Cazarea în cămin, de exemplu, este și de 10 ori mai mică față de o chirie în București. Un student care locuiește în cămin achită lunar o regie de cămin care de obicei este în jurul a 250 de lei. Evident, studenții care sunt pe locul finanțate de la buget, primesc o subvenție lunară în jur de 120 de lei, iar studenții care sunt la taxă plătesc această regie de cămin integral. Iar cantinele studențești oferă mâncare bună la prețuri mici, astfel că nu e de mirare că zilnic sunt pline. Peste 2000 de studenți servesc masa aici. Cu 15 lei la cantina căminului, studenții servesc 3 feluri de mâncare pe zi. De exemplu, astăzi în meniu avem ciorbă de pui, șnițel de pui cu orez, iar la desert am optat pentru pandișpan. Și studenții de la Politehnică afirmă că viața de student este cea mai frumoasă perioadă din viață, chiar dacă uneori lipsurile își fac simțită prezența. Cum e viața la cămin? E foarte ok din toate punctele de vedere. Plata este foarte mică în comparație cu chiriile. Noi avem cantine în universitate, de unde mâncăm, costurile sunt accesibile, adică într-o zi la o cantină dăm undeva la 20-25 de lei pe mâncare. Și mai bine se descurcă cei care au bursă. Nu este foarte scump, mai ales dacă ai parte și de bursă. Eu, unul, sunt și bursier și este o sumă care ne oferă un confort financiar destul de mare. În plus, există o cerere tot mai ridicată pentru joburile part-time, semn că studenții sunt dornici de muncă și de un ban în plus. Sărăcia este și mai apăsătoare în perioada sărbătorilor pentru familiile fără posibilități. Abia au ce pune pe masă, așa că la daruri sau la un pom de Crăciun nici nu îndrăznesc să viseze. Ca să aducă o bucurie în sufletul celor mai puțin norocoși, la Iași, zeci de oameni cu suflet mare s-au adunat în centrul orașului și au adoptat câte un brăduț pe care l-au împodobit și îl vor dona unei familii sărmane. Cântec de colinde, zeci de oameni care își doresc să aducă zâmbetul pe chipul semenilor în prag de sărbători au venit pregătiți cu instalații, ghirlande, cutii cu globuri și s-au apucat de treabă. Începem cu instalația de jos, să vedem cum reușim să o împărțim pe tot bradul. Laura a venit împreună cu prietenii ei să împodobească brăduții care vor aduce un strop din magia Crăciunului și în casele celor care nu mai sperau la un pom de sărbători. E sentimentul ăla de fericire că poți ajuta din puținul tău pe cineva care este totuși nevinovat, că s-a născut într-o familie care nu are posibilități pentru un brăduț. Și atunci ne facem și noi sărbătorile fericite alături de ei. 50 de pomi au fost decorați până acum, însă cei care își doresc să facă o faptă bună mai pot adopta un brăduț până la finalul acestei săptămâni. Încă 50 de brazi așteaptă să fie împodobiți. Știm că putem să facem în modul ăsta o familie fericită. Asta e cel mai important. Așteptăm să-i cunoaștem și să vedem reacțiile lor. Brazii împodobiți vor rămâne expuși pe strada Lăpușneanu din Iași până la finalul săptămânii pentru a fi admirați de trecători, apoi vor ajunge la familii. Nu am mers în casele lor, de aceea am ales să fie brăduți un pic mai mici, pentru că ei stau în căsuțe foarte mici, sunt numeroși, sunt mulți copii. Noi am ales să numim acest proces Adoptă un brăduț. Sunt grupuri de prieteni, familii, chiar pensionari care au venit pe Lăpușneanu, au ales un brăduț, l-au împodobit. Unul dintre acești brazi va ajunge la o mamă cu 4 copii.
sunt cu toții de câteva săptămâni găzduiți într-un centru pentru victimele violenței în familie. Nu mai puteau îndura bătăile celui care le este soț și tată, așa că au plecat de acasă. Zilele de Crăciun vor fi la fel ca celelalte din an, pentru că nu au bani de cadouri. Un brad împodobit le-ar mai aduce însă liniște și bucurie în suflet. Nu am posibilitate ca să stau în față să le cumpăr nici brăduți, nici dulce, nici... E foarte greu. Singur e că sunt mama la patru copii și foarte greu că nu am... E foarte greu de bani și... Statisticile arată că peste 20% dintre români nu își permit să mai cumpere brad de Crăciun. Aproape 4 milioane de români vor primi bani în plus de la stat. Este vorba despre un ajutor de 1400 de lei pentru energie. Banii vor fi acordați în două tranșe de câte 700 de lei și provin din fonduri europene. Pensionarii, în schimb, spun că ajutorul nu e suficient, mai ales că vine după un anunț privind o majorare infimă a pensiilor. Trebuia acordat la toți pensionarii o anumită sumă. 500 de lei, 1000 de lei, deci la toți. De ce sunt măsurile astea? Ca să nu se pună în aplicare, numai să se arunce praf în ochi. Guvernul a adoptat în mult așteptata ordonanță de urgență care prevede acordarea unui ajutor pentru sezonul rece, dar este doar o măsură temporară. Guvernul oferă un sprijin de 1400 de lei pentru plata facturilor la energia electrică, dar în două tranșe, câte 700 de lei în lunile februarie și septembrie. Pot beneficia de acești bani pensionarii cu venituri de până la 2000 de lei și peste 60 de ani, dar și cei care primesc alocația de susținere a familiei. Unii se încadrează acum, dar când se mărește la 1 ianuarie, depășește plafonul de 2 milioane. Pe lista oficială sunt până acum 3,9 milioane de români care urmează să primească acești bani. Însă până să vadă cardurile în mână, mai durează, căci procesul este unul complex, după cum explică ministrul fondurilor europene. Cardurile se distribuie de către Poșta Română pe baza listelor de beneficiari pe care îi are Ministerul Muncii. Pe baza acestor liste pe care le primim de la Ministerul Muncii, emitem cardul de energie care dă dreptul beneficiarului să poată utiliza sumele. Este un sprijin, dar e mărunt. De el se bucură săracii care au 1000, 1000 și ceva de lei. Sunt convinsă că se bucură și așa, în condițiile astea umilitoare. Cardurile de energie vor ajunge fără bani în prima fază la beneficiari. Poșta Română se va ocupa de transferul banilor și tot așa se vor face și plățile. Pensionarii care abia se învățaseră cum funcționează cardurile pentru alimente vor învăța și cum să folosească noile carduri, doar că vor avea și niște drumuri în plus de făcut. Cu ajutorul cardului pentru energie, împreună cu facturile de la furnizorii de energie și actul de identitate, se fac plățile prin sume de mandat poștal pe care le operează Poșta Română. Prima plată, începând cu luna martie, se pot efectua aceste plăți. Noi, în luna februarie, finalizăm partea de distribuție a cardului. Prefer adesea să mă duc să fac cumpărături și plăți în numerar decât cu cardul și cu asta. În sfârșit, sunt obișnuit încă cu modul ăsta. Da, în numerar. Te vezi la poștă, mergi acolo, e ceva care te bulversează așa. Trebuie ceva mai simplu. Mă, ți-a dat bonul ăla, te duci că dai atât, oprește aici cât 7 milioane, 3 milioane. Ordonanța de urgență este deja publicată în Monitorul Oficial. Alături de acești bani, prin lege, pensionarii mai beneficiază și de o continuare a programului de vouchere pentru alimente. Pe tot parcursul anului viitor vor primi din două în două luni câte 250 de lei. Totodată, de la 1 ianuarie, punctul de pensie va crește cu 12,5%. Dacă vreți să călătoriți cu avionul în această perioadă, dar nu știți ce să faceți cu animalul de companie, aflați că îl puteți lua cu dumneavoastră. Unele companii aeriene permit pasagerilor să urce chiar la bord alături de pisici, câini și chiar șoimi. Colega mea, Andra Ionescu, ne spune cum pot deveni animalele de companie pasageri cu acte în regulă. Bună dimineața, Andra, te ascultăm! Bună dimineața, Simona, bun găsit tuturor! Regulile privind transportul animalelor de companie la bordul avionului diferă. De exemplu, United Airlines permite accesul unui număr cuprins între 4 și 6 animale de companie la bord în funcție de capacitatea avionului. Cei de la American Airlines
permit accesul unui număr de 7 animale în cabină, dar nu și la cursele transatlantice, iar Air France acceptă 6 animale la bord în timpul zborurilor internaționale. În schimb, cei de la British Airways nu acceptă animale de companie la bord. Situația este identică și la Emirates, dar cu o singură excepție. Este permis accesul șoimilor la bordul curselor între Dubai și unele zone din Pakistan. Dar să revenim totuși la câini și pisici, s-ar putea extinde accesul acestora la bordul avionului? Cel mai probabil nu, asta pentru că problema pornește de la unii pasageri care ar putea avea unele alergii la pisici, de exemplu, și care ar putea avea o criză în timpul zborului. Unii chiar au comparat pisicile cu alunele și au susținut că așa cum alunele au fost interzise la bordul avionului, așa ar trebui să se întâmple și cu prietenii necuvântători. O criză provocată de alergie în timpul zborului la înălțime este greu de controlat, astfel că ar putea duce la o aterizare neprogramată. Dar dezbaterea continuă. Simona, momentan acestea au fost informațiile. Înapoi la tine. Mulțumim, Andra. O zi petrecută la târgul de Crăciun din capitală ajunge să coste la fel de mult precum un city break într-o capitală europeană. Prețurile piperate știrbesc bucuria târgurilor tradiționale și nu de puține ori ne pot aduce în pragul depresiei. De la 12 lei, suta până la 50 de lei, porția. Păi la o familie cu 2 copii, 150-200. Cam așa, în jur la vreo 200. Numai mâncare. O zi la târgul de Crăciun din capitală începe cu 50 de lei cheltuiți de o singură persoană numai pentru bucatele tradiționale. Dar se poate ajunge la o medie de 80 de lei dacă puneți lângă și o garnitură sau o porție de murături. Lângă o masă copioasă merge și un pahar cu vin fiert care costă 10 lei, urmat, bineînțeles, de un desert. O turtă dulce costă 10 lei, o plăcintă 15 lei, iar prețul pentru jumătate de kilogram de fursecuri sau de ciocolată de casă este de 50 de lei. Iar dacă vreți să cumpărați și cozonac din târg. Avem cozonacul cu nucă și rahat. Numai este cozonac? 65 de lei kilogramul. Deci un cozonac de 1,5 kg este 100 de lei. Cei care vor să aibă parte și de distracție la târg trebuie să mai scoată din buzunar 25 de lei de persoană pentru o tură în roata panoramică și alți 20 de lei pentru o intrare pe patinoar. Dacă tragem linie, o zi petrecută de o persoană la târg poate costa peste 500 de lei, tot atât cât ar fi un city break de o noapte până la Roma sau Milano. Aici, o ofertă în luna ianuarie ajunge la circa 100 de euro. Puteți găsi reduceri și mai mari. Vreo 400 de lei ar ajunge o zi petrecută în târg. Dacă ar fi să faceți tot ce se poate aici? Să pleci să turi. Sub 500 nu scad. Specialiștii atrag atenția că prețurile piperate pot știrbi din bucuria pe care oamenii o resimt în perioada sărbătorilor. Cu siguranță ne pot afecta din punct de vedere psihologic prețurile și faptul că anumite lucruri nu ni le putem permite. Ne putem simți triști, furioși, frustrați și, evident, depresiv. Ne limităm doar la un pahar de vin, cartofii, mergem acasă și mâncăm. Și 15 lei o porție. Am dat 48 de lei pe un cârnaș o porție de cartofi, adică nu știu cum să spun. Lasă, mai bine mâncăm acasă. Din cauza inflației, în acest an și prețurile anumitor produse din târg sunt mai mari și cu aproape 50%. Ce au în comun statuia lui George Enescu și ornamentele din Casa Poporului? Ei bine, au fost modelate de aceleași mâini dibace, care nu se pot dezlipi de meșteșug nici după o jumătate de secol. De 67 de ani, Maria Rădulescu dă viață Ipsosului și creează adevărate opere de artă. Ne-a primit în atelierul său din capitală și am aflat povestea impresionantă. Uite, și se ia așa, se curăță. Se curățe fuga ca să aibă egalitate. Sute de statui ca aceasta se înghesuie unele în altele în micul atelier învăluit în pulbere albă. Între ele, așezată la o masă de lemn aglomerată, Maria Rădulescu mai șlefuiește una. În mâinile ei, Ipsosul prinde viață de peste o jumătate de secol. La început am venit în București la unchiul meu, care era tot ipsosar, și el lucra la palat. Și când am văzut că scoate din tipare așa o frumusețe, că erau frumoase capitelele alea, am zis, unchiule, vreau să învăț ce meserie asta. Și nu doar că a învățat, dar a rămas loială meșteșugului, iar astăzi este ultimul ipsosar din capitală. De la 20 de ani, să zic, și acum am 87.
De 60 de ani. De 60 de ani tot... Da. Faceți același lucru? Același lucru am făcut, că mi-a plăcut, să știi. Chiar am lucrat-o cu plăcere. A lucrat la ornamentele din Casa Poporului și la statuia lui George Enescu de la operă. Acum nu mai are proiecte mari, ne mărturisește, fiindcă vârsta nu-i mai permite. Rămâne însă dedicată muncii sale prin care s-a remarcat, inclusiv la NASA. S-a mai ferfelit așa din țel. Este tipul original de acolo, de la ei. De unde? De la NASA. Alături de soțul ei, doamna Maria a lucrat în Ipsos o medalie cu chipul lui Neil Armstrong, primul om care a pășit pe lună. Lucrarea este acum expusă la muzeul din Ohio, care poartă numele astronautului. Mi-a plăcut, pe asta o noapte întreagă să-l vedem când a coborât pe lună. După o viață întreagă închinată Ipsosului, doamna Maria mai are un singur regret, că nu va avea cine să ducă povestea mai departe. A venit și nu n-a stat. A zis că nu bagă mâna în gips. A venit o fată... De la, chiar era studentă la arte plastice și i-am dat să toarne nas, gură, urechi, din astea mai mici. Uh-huh. Și zic, bagi mâna și faci frumos margina așa și a zis, eu nu bag mâna în chips. Avea niște unghii lungi. Ne luăm rămas bun și doamna Maria se întoarce cu religiozitate la masa de lucru, iar noi ne întoarcem cu lecția învățată. Dacă iubești ce faci, o vei face până la sfârșit cu aceeași bucurie. Valul uriaș de viroze paralizează rând pe rând spitalele din toată țara. Unitățile de primiri urgențe sunt supraaglomerate. Medicii sunt alertați de agresivitatea manifestată anul acesta de virusuri, iar specialiștii vorbesc despre o triplă epidemie. Pentru a face față îmbolnăvirilor în rândul copiilor, au fost înființate puncte de evaluare pediatrică în mai multe spitale din țară. Când sunt 100 la ușă, unul face convulsii, unul abia respiră și unul e cianotic, n-ai timp de floricele. Tripandemia a umplut spitalele din România. Medicii spun că avem de-a face cu cel mai agresiv val de viroze din ultimul deceniu. Numărul bolnavilor se dublează de la o zi la alta, iar cei mai afectați sunt copiii. Zilnic la camera de gardă de la Institutul pentru Sănătatea Mamei și Copilului vin peste 300 de copii. În anul 2019 aveam în medie, pe tot anul, 750 de copii pe săptămână. În ultima lună am avut de două ori mai mulți copii, chiar și de trei ori mai mulți copii. Această mamă a ajuns cu fetița ei pe patul de spital de patru ori în ultimele luni din cauza unor viroze severe, iar acum este din nou la camera de gardă. În cazul ei, virozele se transformă în bronșiolite, adică face niște complicații și de... 4 ori până acum a necesitat și internare. Acum mă sperie ce aud, că poate să răcească și mai des decât o fac deja. Specialiștii spun că în momentul de față avem în circulație atât SARS-CoV-2 cât și gripă. Dar de departe, cel mai agresiv este virusul sincițial respirator. Avalanșa de cazuri este cauzată de o așa zisă datorie imunologică a organismului. Dacă n-am exersat 3 ani întâlnirea cu virusurile, din cauza de măști, spălat, distanță, închis grădinițe, da, se întâmplă ceea ce vedem acum. Vârsta predominantă este reprezentată de copii până la grădiniță. Deci cei care au sub un an sunt cei mai mulți dintre cei afectați de forme severe de boală respiratorie. Și la Spitalul Grigore Alexandrescu, zilnic, numărul de prezentări depășește 400-500 de copii. Dacă vii dimineața, e nebunie la urgență. După COVID, bolile care le iau copiii sunt mult mai altfel, mult mai... Imediat îi pune jos. Mie mi se pare că se îmbolnăvește tot timpul, deci nu mai îmi dau seama dacă e ceva general sau o dau două zile la grădiniță și deja e bolnavă. Pentru a mai elibera camerele de gardă, Ministerul Sănătății a înființat 59 de centre de evaluare cu circuit separat. Părinții își pot aduce aici copiii bolnavi numai după ce au fost consultați de medicul de familie, iar tratamentul prescris de acesta nu a dat rezultat în decurs de 3-5 zile. Iarna răcim mult mai des decât în mod obișnuit, iar virozele ne dau bătăi de cap o perioadă îndelungată. Oamenii de știință s-au întrebat din ce cauze sezonul rece ne doboară la pat și au găsit răspunsurile exacte. Colega mea, Mădălina Bichir, este în platoul știrilor și ne spune concluziile, dar și cum putem preveni răceala. Bună dimineața, Mădălina! Bună dimineața, Simona! Bun găsit tuturor! Se pare că frigul afectează foarte mult răspunsul imunitar al organismului nostru. Dar să vedem mai exact cum se întâmplă acest lucru.
În mod normal, atunci când un virus sau o bacterie invadează nasul, partea exterioară a acestuia îl detectează și activează mecanismul de atac. Celulele de pe pereții nazali se mobilizează, iar secreția absorbe bacteriile în mucus fără să mai ajungă în organism. Așa intervine și senzația de a ne sufla nasul și de a da afară virusurile de pe căile respiratorii. Ce se întâmplă însă atunci când temperaturile de afară scad foarte mult? Ei bine, scade și temperatura la nivelul nasului. La 4 grade Celsius în atmosferă, la nivelul nasului se înregistrează cu 5 grade mai puțin decât în mod normal, arată oamenii de știință. Asta înseamnă că numai 42% din celulele de atac ies la luptă, deci capacitatea corpului de a se proteja scade la jumătate. Care este însă soluția? Cercetătorii de la Harvard Medical School din Boston spun că ne putem folosi de măști sau fulare pentru a menține cât mai ridicată temperatura intranazală. Astfel, organismul va lupta cât mai eficient cu dăunătorii. Acestea au fost informațiile. Simona, mă întorc la tine. Astăzi vremea se anunță mohorâtă, iar maximele termice vor mai scădea față de ultimele zile. Mercurul nu va depăși 9 grade în sud-estul țării. Cel mai frig va fi în vestul și nord-vestul țării. La Oradea și Satu Mare, de pildă, maximele nu depășesc pragul de îngheț. În Muntenia e ceva mai cald, cu 6 grade la Pitești și 8 grade la Giurgiu. De altfel, în această zonă a țării se anunță ploi pe parcursul întregii zile. Scad temperaturile și în zona de munte. La Brașov vom avea 2 grade și se anunță ninsori. Acum în București se înregistrează 3 grade cu cer parțial senin și la Suceava soarele este sus pe cer, iar termometrul indică 1 grad cu minus. Cel mai cald la această oră este la Galați, unde avem 5 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Chiar acum urmează emisiunea Casa Iubirii. Eu sunt Simona Pătruleasa și vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine tot de la ora 9. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!